și negri rămân norii, hai Dunărea mea! Tri și negri rămân norii, hai Dunărea mea! Toamna când pleacă cocorii, de cum se revarsă zorii, de cum se revarsă zorii, hai Dunărea mea! Ești Dunăre de mare, hai Dunărea mea! Tu curgi liniștită-n vale, hai Dunărea mea! Tu curgi liniștită-n vale și n-ai nicio supărare, și n-ai nicio supărare, hai Dunărea mea! Dar inima mea se frânge, hai Dunărea mea! Focul nu mi-l poate stinge, hai Dunărea mea! Dar inima mea se frânge, focul nu mi-l poate stinge, focul nu mi-l poate stinge, hai Dunărea mea! Că iubesc un puișor măi, hai Dunărea mea! Că iubesc un puișor măi, hai Dunărea mea! Că iubesc un puișor măi și de el mi-e tare dor măi, și de el mi-e tare dor măi, hai Dunărea mea! Că iubesc un puișor măi și de el mi-e tare dor măi, și de el mi-e tare dor măi, hai Dunărea mea! De la joc, ca sta soarele în loc, și la poala dealului s-a încins ora satului, s-a încins ora satului. Cu fete și cu flăcăi să jucăm ca pe la noi, să jucăm ca pe la noi. Se au geam paralele, de răsună văile, de răsună văile. Și bădița-n joc cu-n mănunc de busuioc. El împrinde flori-n păr și la brusul cojocel pupa larlelea pe el. Ușurel cu pasă-l tat și de mână apucat joacă fată și băiat. Ai puiule tot așa ca la noi la rariștea la horă duminica. Digătit cu cămașă și ilic și cu brâul învărsat, la inimă m-a secat, nu mă satur de jucat. Tot pe loc, pe loc, pe loc, eu cu badea-s la mijloc, eu cu badea-s la mijloc.
mă ține de mișlocel și mă învârte frumușel cu palarlele pe el. Ușurel cu pasălta și de mână apucat, joacă fată și băiat. Hai puiule tot așa, ca la noi la rarișta, la horă duminica.
bine v-am regăsit, stimați telespectatori, stimați privitori și iubitori de frumos și cântec popular românesc, românesc, Bogdanele, fir de cântec românesc, este și există. Mi-e la dor de dumneavoastră, vă zurăți copilași frumos, tineri, frumoși tineri și de ce nu, stimați telespectatori, știți că noi ne-am propus să promovăm tânăra generație într-un fel așa cum știm noi aici la LTV România, Litoralul TV și bineînțeles Firicelul cu dor de cântec românesc, în speță Gheorghe Luca, realizatorul acestei emisiuni, dar nu numai, pentru că la această emisiune își aduc contribuția și cei care muncesc în afara camerelor cu acești copilași să poată să evolueze, stimați telespectatori, în cadrul emisiunii, așa cum dumneavoastră văzurăți acești copilași care fură mulți, adică au fost, dar Olteanu zice fură la prezent, nu zice au fost, așa, fură mulți, au fost mulți, tineri și frumoși și foarte dezinvolți și bineînțeles cu al lor cântec la ei. Două cântece frumoase văzurăți de Dobrogea, frumoase, frumoase, după care bineînțeles un primar și o primar Măriță, vă zureți, nu v-ați plictisit de ei, normal că n-aveți cum să vă plică, fug Gheorghiță cu Măriuța, sigur că da. Așa și acum să aflăm câte ceva de tânăra generație și folclorul nostru românesc și de ce nu o avem invitat aici în platou, nu știu dacă dumneavoastră o vă zureți acolo, în mulțimea de copii, nu se deosebea de copii, să știți, eu îi spusei dânsii, dar dânsa nu este de acord cu mine, însă este prezent aici doamna Elena Cociș. Bună ziua și bine ați venit aici la Firicelul cu dor de cântec românesc și nu aveți emoții, doamna Elena, vă rog frumos. Bună ziua, bine v-am regăsit. N-am de ce să am emoții, că suntem între prieteni. Mi se pare corect. Da. Am venit, cum ați văzut, cu un grup de copii. Frumoși, da. Talentați, corect. Serioși, uh-huh. Și iubitori de folclor. Foarte frumos. Grupul nostru se numește Mugurașii, da. Suntem din Ovidiu. Da. Funcționăm, sau ne-am înființat, ca să zic așa, de acum 7 ani, după ce bunul Dumnezeu a chemat-o între îngeri pe Elena Roizen. Am considerat că este de datoria noastră, cei din Ovidiu, să facem ceva în memoria domniei sale. Frumos. Și dacă nu facem noi cei din Ovidiu, n-are atunci cine? N-are cine. Corect. Are cine, dar în are, primul da, rând noi suntem de-ai casei. Da, noi da. Avem cea mai sacră datorie să facem treaba asta, da. După puterea noastră. Corect. Tocmai de aceea am început această emisiune cu cele două cântece. Uh-huh. O să vedeți că în final tot așa îi dedicăm încă o melodie din repertorul uh-huh. domniei sale, domnului Roizen. Da. Emisiunea întreagă da. Eu dedicăm domniei sale și tuturor celor care iubesc ne privesc. Popular, da, corect. Da, și celor pe care i-am invitat uh-huh. prin diferite mesaje, le-am dedicat uh-huh. deja această emisiune. Frumos. Da. Mulțumim domnului primar George Scupra de acolo de la Ovidiu, categoric. Pentru că sunt sigur că este implicat la maxim. Domn primar, multă sănătate și felicitări pentru ceea ce se realizează la dumneavoastră la Ovidiu, acolo, cu sprijinul doamnei Elena Cociș, această mișcare artistică de copii frumoși, dezinvolți și talentați. Domnul primar este prietenul copiilor, este ca un părinte al da. Tuturor copiilor din Ovidiu, mm-hmm. are grijă de tot ce înseamnă cultură și educație în Ovidiu. Frumos. Pentru noi, mugurași în special, putem spune că datorăm costumele acestea noi și frumoase, mm-hmm. pe care le-am obținut datorită Consiliului Local la propunerea domnului primar, mm-hmm. cu ajutorul doamnei Maria Magiru, doamna director de la Muzeul de Artă Populară, da. Pentru că dumneavoastră ne-a îndrumat și ne-a da. Sfătuit ce modele să luăm, să fie dobrogene. Da, da, da. Și iată că suntem și noi, pe lângă faptul că Dumnezeu ne-a lăsat frumoși, suntem îmbrăcați frumos, datorită, v-am spus, domnului inimos George Scupra, pe da. Care îl iubim foarte mult, da. V-am spus, face enorm de multe pentru copii. L-am cunoscut și este un om deosebit. Încă o dată da. Mulțumim, domnul George Scupra, și toată emisiunea vă dedicăm dumneavoastră. Stimați telespectatori, vă zurăți. Doamna Elena Cociș vorbi frumos de cultura și tradiția populară de la Ovidiu, așa că și dumneavoastră, pe unde vă aflați și aveți copilași talentați, veniți spre Litoral TV, că nu este nicio problemă, vă primim cu brațele deschise și ne ocupăm direct de dumneavoastră și de copilași noastre pentru a-i promova cu al lor cântec popular românesc. Doamna Cociș, și
eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut dumneavoastră și avem o emisiune în față care ea va decurge bine și frumos. Cred că nu v-a fost greu sau v-a fost greu să lucrați cu copiii, să-i aduceți în stadiul ăsta? Știți cum e, niciun început nu e ușor. Da. Mai ales că la începutul începutului, ca să zic așa, da. Au fost altă perioadă, chiar un pic a fost greu, da. Dar când încep să se vadă rezultatele, nu contează nimic. Așa este. Stimații telespectatorii, vă zurăsc cât de frumos a vorbit doamna Elena Coci și de ce nu să intrăm în amănunțime cu emisiunea, o primă interpretă care ea mai fu aici la noi, mi se pare mie, dar o întreb acum, e vorba de Andreea Nițu. Andreea, mai fusești la noi aici? Bună ziua! Da, am mai fost aici. Da. Și ești obișnuită, n-ai emoții, n-ai nimic. Nu, da. Nu. Andreea Nițu, stimații telespectatori, ne va cânta o piesă frumoasă, ea ne va cânta două de fapt, dar ne cântă prima piesă Anica Pânză Ghilea. Este vorba de Andreea Nițu. Mulțumesc! Foaie verde viorea, inimioara mea, Anica pânză ghilea, inimioara mea, draga mea. Osman sta și mi-o privea, inimioara mea, și din gura așa zicea, inimioara mea, draga mea.
Da. Să știți, stimați telespectatori, că totul se întâmplă aici la Firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc, live, cum îmi place mie să spun live, adică live, așa că da. Felicitări, Andreea Nițu. Mulțumesc. Felicitări, doamna Cociș, pentru efortul care l-ați depus, că îmi dau seama că nu este ușor, pentru că eu știu ce înseamnă așa ceva. Mulțumesc, mie nu mi se pare un efort deosebit, pentru că îl fac din toată inima. Am înțeles, am înțeles. Ei, eu știu că îl face, dar cum ziseră dumneavoastră la început, că orice început începe cu începutul, este puțin mai greu, dar având în vedere finalul, când se fructifică rezultatul, ne bucurăm și nu mai știm că a fost greu. Se uită tot. Se uită totul, da. Stimați telespectatori, este o emisiune plină de talent, plină de dezvoltură și tinerețe. Bună ziua, bună ziua! Alo! Da. Alo. Bună ziua, bună ziua, domnul Luca. Bună ziua. Vă rog să-mi dați voie să o felicit pe doamna profesor Cociș Elena și să fac câteva considerații. În primul rând, domnul Luca este un cadru didactic așezat pe un tron nobil care nimeni nu poate să îl dărâme. În al doilea rând, în cadrul parteneriatului care îl realizează cu colegi, așa, respect și generozitate. Și în sfârșit, doamna Cociș este o mare luptătoare. De ce spun lucrul acesta? În Ovidiu, din pământul acesta ovidian, așa, Canara de altă dată, a apărut un copac cu câțiva ani în urmă, îngrijit în mod deosebit de doamna Elena Roizen. Dar cum dumnea ei s-a dus, așa, locul i-l-a luat o altă îngrijitoare, o altă luptătoare, o altă purtătoare de tradiție românească, doamna Elena Cociș. Sapă la acest copac, scoate de acolo tot ce e curat, tot ce e nobil, tot ce înseamnă dobrogean curat. Îl udă cu lacrimile, uneori de bucurie, alteori de emoție, îl stropește cu sudoarea transpirației. Și de acolo au ieșit cine? Ce? Mugurașii care îi vedeți dumneavoastră, i-am văzut și noi puțin mai înainte, frumos. Pe care frumos i-au îmbrăcat în costume populare, rezolvate undeva în Bistrița Năsăud de o doamnă Lin, așa, și care doamnă Cociș în continuare are grijă de acești copii. Nu mai departe, zilele trecute a venit dintr-o tabără din partea Moldovei, unde, să știți, n-a ajutat-o nimeni decât domnia sa, poate părinții, și a ajutat, așa cum spuneam noi, de domnul George, de George Scupra. Da, de George, da, de domnul primar. Ei bine, rezultatul acestor copii, domnul Luca, care este? Medalii, diplome, toate acestea le spun pentru că eu îi cunosc pe acești copii și colaborez cu doamna de la înființare. Și mai mult decât atâta, cu câteva luni în urmă, domnișoara care o aveți alături, Andreea Nițu, așa, alături de toți copiii din ansamblu, au luat marele trofeu a unui festival primăvară dobrogeană. Domnul Luca, dacă nu ai ambiție, dacă nu ai responsabilitatea lucrului care îl faci, și mai ales și în acest sector, doamna, al folclorului, înseamnă că nu ai dăruire. Vreau să închei cu, cum mă știți dumneavoastră, cu narativitatea și doamna Cociș, la fel, o întâmplare reală. În urmă cu câteva zile m-am întâlnit cu o doamnă din Ovidiu. O cheamă Marin Iuliana. Știi ce mi-a spus această doamnă? Mi-a zis așa, doamnă, știind că eu cu doamna colaborez, mi-a zis așa, doamnă, când o văd pe această doamnă a noastră Cociș cu copiii cântând pe la biserică, în anumite împrejurări, cântând la Casa de Creație, la festivaluri, în emisiuni, să știți, doamna, că eu sunt mândră că sunt contemporană cu doamna Cociș și cu acești copii. Iar eu, la rândul meu, de asemenea spun, sunt mândră că trăiesc doamna sunt Băirița. Contemporană cu doamna Cociș și chiar cu dumneavoastră, domnule Luca. Da, doamna Băirița, mulțumim! Da. Închei urându-vă succes și copiilor la fel. Mulțumim. Sănătate din tot mulțumim, sufletul. Mulțumim! Doamna Cociș, văzureți, doamna Băirița nu se dezice niciodată de dânsa, așa, dar numai că noi trebuie că timpul ăsta...
așa ne presează, că așa e în televiziune, timpul e măsurat în secunde, minute și atât, ore nu prea, așa că trebuie să ne cânte nou Andreea Nițu, Andreuța, ne cânti tu nou Zi mai tare lăutare, da? Un cântec frumușel cu Andreea Nițu, stimați telespectatori. Deci dau cu coatele, ia uite, fac cum mai joacă, parcă duși de apă. Haideți toți la geampara, să jucăm pe sosera, la stânga și la dreapta, uite, uite așa, măi! Vine la furul flăcăi, tocmai de la cotul băi, vine și de la vârtop, aici la noi la joc, nicăieri nu mai găsești. Vede cum e la Albești, pripepute la orice, ține și matalebre. Haideți toți la geampara, să jucăm pe sosera, la stânga și la dreapta, uite, uite așa, măi! Nici la iubit. Haideți toți la geampara, să jucăm pe sosera, la stânga și la dreapta, uite, uite așa, măi. Haideți toți la geampara, să jucăm pe sosera, la stânga și la dreapta, uite, uite așa, măi. Da, ați văzut-o pe Andreea Nițu, felicitări Andrei, felicitări doamna Cociș pentru tot ceea ce faceți, așa, și sper că mai aveți în pepeniera acolo soliși cântători, mai aveți sau sunt, mai sunt, da, dar sunt tineri și în formare. Cu Mugurașii, însă mă bucur de o colaborare extraordinară. Da. Unii dintre ei sunt deja elevii doamnei Elena Ionescu Cojocaru. Frumos! Ilenuțu, draga noastră, frumos! Cum să nu o salutăm cu ocazia asta. Da. Deja am vorbit alții copii, acum odată cu 1 octombrie, să pornească bobocei la școala, la clasa dumneei. Frumos. Pentru că, cum să vă spun, eu sunt învățător, îmi cunosc limitele și dacă eu șlefuiesc piatra brută, dumneei e cea care le dă strălucire. Frumos, frumos. Da, stimații telespectatori, așa este, doamna Cociș are dreptate, nu e deloc ușor să muncești pentru a forma un cântător, pentru că și eu muncii cu cineva și muncii într-un fel așa, dar am și eu un telespectator tânăr de 4 ani și un an, Răbdare Bogdănele, așa, Daviduță acolo la Mangalia, Daviduță, salutare, salutare de aici, de la Gigilică, de la Firicel, și avem o nouă fată frumoasă pe Raluca, Raluca. Bună ziua și bine veni și aici la Firicel. Bună ziua. Ce ai mai făcut în ultimul timp de când ai plecat de aici? Ai mai învățat cântecele? Da. Da? Ce ne cânti tu nou azi? Frunzulița Magheran, drag mi-e plaiul Dobrogean. Măi, Frunzulița Magheran, drag mi-e plaiul Dobrogean, cu Raluca Ene. Fru-
frunzuliță maghiran, maghiran, la 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 la. Drag mi plăl dobrogean, dobrogean, la 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 la. Frunzuliță maghiran, maghiran, la 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 la. Drag mi plăl dobrogean, dobrogean, la 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 la. Dunărea curg în la vale, la 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 la. Pescare prin cherhanale, la 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 la. Frunzuliță matosan, matosan, la 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 la. Drag mie și al meu sat, al meu sat, la 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 la. Frunzuliță matosan, matosan, la 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 la. Drag mie și al meu sat, al meu sat, la 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 la. Voi o se prind în hor, la 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 la. Fete mândri și fecior, la 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 la. De mohor, la 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 la. Cioacă mâncără bine, bădișor, la 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 la. Și iar verde de mohor, de mohor, la 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 la. Cioacă mâncără bine, bădișor, la 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 la. Joacă-mă bădița așa, la 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 la. Ca la noi în Dobrogea, la 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 la. Joacă-mă bădița așa, la 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 la. Ca la noi în Dobrogea, la 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 la. Sigur că da. Văzureți, tinerețe se cântă, Life este firicel cu dor și dragoste de cântec popular românesc. Sunt mugurașii de la Ovidiu, bineînțeles, sub îndrumarea doamnei Elena Coci. Și de ce nu, văzureți dumneavoastră din discuțiile purtate cu doamna Elena Coci și acești mugurași devin floricele, pentru că își șlefuiește și Elena Cojocara acolo la Școala Populară de Artă, unde acolo se învață tehnică, se învață meserie. Încă o dată mulțumim, Elena Ionescu Cojocaru. Doamna Cociș, da. E foarte frumos, a început să-mi plac. Mie îmi place de mult, dar acum chiar îmi place, pentru că după câte observat eu și am observat eu din materialul noastră, vă implicați cam pe toate zonele folclorice. Da, dacă inițial am pornit doar cu folclor dobrogean, am avut niște provocări. Da. Câteva spectacole unde ni s-a cerut să cântăm și altceva decât folclor. De aceea sunt copiii îmbrăcați și în alte costume. Bun. Ca speță de Nisa Răchita, nu? Sau da. Așa. Bine veni și aici. Tu ai mai fost aici la mine la Firicel? Da, da. Bine v-am regăsit. Ai mai fost. Așa, bine, mai uit și eu, că am motive să uit, da? Și ce făcuști în perioada asta? Ce cântecele mai învățat și tu? Păi, anul trecut am venit cu Dobrogea. Și anul acesta m-am pregătit cu Moldova. Da. Da, am înțeles. Denisa, ai învățat cântecele, înveți cântecele pentru că ai un pedagog bun la școală acolo, doamna Elena Coci, și e greu, lucrezi greu cu doamna Elena? Bineînțeles, nu. Nu. E exigentă cu voi acolo, cu elevii? Deloc. Nu spune, hai, spune, fii sincer. Exigentă doar pentru calitate. Mi se pare corect, da. Da, da. Stimații telespectatori, vreau să spun că urmează Denisa Răchită cu... ce cânte necăsul, Denisa? Sârba de demult. Sârba de demult, măi, și o fof de acolo, de la Moldova. Și după ce cântă Denisa, stimații telespectatori, vreau să vă spun că să nu vă așteptați cu nimic altceva decât cu publicitate la măi, și o fof după Denisa Răchită, bineînțeles. Este Denisa Răchită. Thank you.
te-a făcut lat în spate, că te-a făcut așa lat în spate. Hai, Ioane, intră joc, dizon un noroc, dizon în viață un noroc. Mami tali sănătate, că te-a făcut lat în spate, că te-a făcut așa lat în spate. E sărbătoare și răsună muzica. Că dacă mă îndepărtez de fete, nu mă dau pe șapte fete, zău că nu mă dau pe șapte fete. Zi așa ca altă dată, eu să joc parca și fată, eu să joc de parca și fată. Că dacă mă îndepărtez de fete, nu mă dau pe șapte fete, zău că nu mă dau pe șapte fete. E sărbătoare și răsună muzica. Să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. Asta se bate din mult, din capile ne-a plăcut, din capile nică ne-a plăcut. Hai să facem altă roată, să jucăm ca altă dată, să jucăm așa ca altă dată. E sărbătoare și răsună muzica.
Da, stimații telespectatori, stimați iubitori de frumos și cântec popular românesc, vă zurăți avuserăm o doime de firicel cu dor de cântec românesc, adică o jumătate de emisiune, avuserăm o pauză și după pauză începurăm cu două cântecele frumușele, frumușele, cântate de toți acești frumoși, frumoși copilași și unul mai frumos decât altul, că nu te puteai uita la unul mai mult sau la altul mai puțin, așa că foarte frumos. Încă o dată felicitări, doamna Coci, și ați atins zona de Bucovina acolo, un cântec foarte sensibil. De ce v-a inspirat să băgați acest cântec în repertoriu? Frumusețea sa și pentru mesajul. Frumos, frumos. Mai ales că, așa cum spunea doamna Siminica, noi am făcut o tabără chiar în Bucovina, la Gura Humorului. E puțin mai mult de povestit acolo, nu este timp, dar la pensiunea unde am fost acolo, le-am cântat... Fusereți în tabără. Unde fusereți în tabără? La Gura Humorului. A, așa că nu fusesc eu atent. Și făcurăm. Da, făcurăm. Frumos, ziceți. Da, toată făcurăm. Bucovina.
La fel, domnul primar ne-a dat autocarul, datorită dumnealui am ajuns acolo, a fost extraordinar. Știți că povestea doamna Seminica ceva de cântări bisericești? Da, 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 da. Am pornit un scurt istoric, așa, am pornit de la ideea de Crăciun, de colinde de Crăciun, unde deja avem o tradiție acum în Ovidiu. În fiecare an de Crăciun, în biserică, nu intrăm decât în costume naționale, cântăm colinde creștine. De aici? Deja, doamna Coci, și mă emoționați, pentru că să știți că în partea de Ardeal, în partea de Maramureș, să știți că în fiecare duminică se merge în costumul popular la biserică, așa merg localnici acolo. Păi voiam să continui. Așa, ziceți. De aici, deci de la ideea asta, copiii au zis, doamnă, dar mergem și de prohod. Da, dar noi suntem ugurașii și tot în costume naționale. Se pare corect. Am mai învățat un cântec sub o salcie pletoasă, legat de răstignirea lui Hristos și de legenda salcii. Da, da. Apoi am constatat că ne plac și cântecele bisericești. Și nu odată, am fost de foarte multe ori la biserică. Întotdeauna plecăm de la mine, îmbrăcați în costume naționale, așa, în ceată, câte doi în colonat frumos. Să curgeți tot Ovidiu, să vă vadă lumea, pentru că... Da. De exemplu, în postul Sfintei Mării. De sărbătoarea Schimbarea la Față, la biserica de lângă pod, la ieșirea din Ovidiu, a fost hramul bisericii. Și am zis, dacă este postul Sfintei Mării, obligatoriu trebuie să știm câteva pricesne despre adormirea Maicii Domnului. Și au fost vreo 5-6. Asta se întâmplă la 15 august, nu? Nu. Deci, la 15 august, da. Dar... Și acum, când vine poimâne Sfânta Mărie, adică nu poimâne... Nașterea Maicii Domnului, așa, da. Avem altceva, da. Apoi am fost, deci vreau să vă spun că în postul Sfintei Mării, până în ziua de Sfântă Mărie, am fost la toate cele trei biserici îmbrăcați în costume naționale, cu pricesne, cu cântări religioase, dedicate acestei mari sărbători. Iar ziceți-mi dumneavoastră mie puțin așa anticipat, cu o lună, două, trei, o lună, trei luni și o lună înainte de Crăciun, în sărbătorii veți veni, mă veți onora cu colinde aici la Firice Locudor de Cântec Românesc? Cum să nu, cu tot dragul. Vă pregătiți pentru emisiune? Da, cum să nu. Da? Deci noi ne pregătim pentru Crăciun. Oriunde, nu refuzăm invitațiile. Oriunde suntem invitați, mergem. Frumos. Da. Stimații telespectatori, ce vreau să vă spun dumneavoastră, faptul că amintirăm de Sfânta Maria Mică, de nu mâine, poi mâine, mă anticipez și eu de acum cu un mulți ani și multă fericire pentru toți cei ce poartă numele de Marin, Maria, și de ce nu am și eu câteva persoane dragi, multe, multe măriuțe sunt, dar cele mai dragi sunt nașa mea, Maria Dimulescu, Mioara Dimulescu din Constanța, măriuța de acolo de la Maramureș și, bineînțeles, măriuța Spânu, colega mea de cânte, care dumneavoastră ați văzut că am început un început foarte promițător și foarte la obiect, adică așa, la mulți ani tuturor ce poartă numele de Sfintele Marii și Marin și tot ce poartă numele, acest nume frumos. Începui să mă încurc. Și din partea mea la fel, dintre toate Mariile și Mării așa, care ne sunt foarte dragi, ginerele meu, am un ginere Marian, frumos, pe care îl salutăm și îl iubim cu toții, dar toată dragostea către Maria Magiru, toată dragostea noastră către doamna Mariana Gâjun, către o colegă dragă. Vă iubește, doamna Mariana Gâjun, vă iubește? Reciproc. Da? Reciproc este. Numai dumneavoastră sau iubește tradiția noastră? Reciproc este sentimentul de respect. Eu am avut un clinch mic cu dânsa și am o reținere acum, că știți dumneavoastră nu, toate cele. Dumnezeu are o inimă cât toată Marea Neagră. Deci, nu. O fi fost o chestie de de moment, dar fiți siguri că a uitat totul și Dumnezeu trece. Da, cum să nu. Da. Văzui că avusereți acolo de Bucovina frumos, dar atinsereți și Oltenia, care vă băgați acolo unde mă doare pe mie, dați într-unul țipă 10, da? Așa că salutăm toți oltenii, bineînțeles, văzureți, au plecat Olteni la coasă cu toți mugurașii de la Ovidiu, care cântară impecabil de frumos, pentru că avură un pedagog extraordinar. Păi și dacă ați vorbit de Olteni, haide, salutați-l și pe prietenul nostru comun. Domnul George, domnul Gigi Diță de la Ovidiu, da, domnul Gigi Diță, trăiască oltenii de pretutinde și oltenii noștri, bineînțeles, pe domnul Nicolae Matei, primarul nostru de aici la Năvodari, normal, că da, toți oltenii.
și pe Neacostel Tudoroiu, oltean de-al meu și toți oltenii care existați și pe unde existați, așa că fură niște cântece frumoase, frumoase și mai avem, și mai avem. Așa, doamne Neacociș, ziceți-mi cum v-a venit ideea asta să vă apucați să faceți muguraș de cântec românesc la Ovidiu? Cum v-a venit ideea? Ideea a fost înțelesei exact... de la Elena Roizen, da. Dumnezeu să o iert, da, am da, înțeles. Da. Deci ideea mi-a venit exact în prima ediție a festivalului Elena Roizen, da. Ca prima ediție care s-a desfășurat pe 1 februarie, uh-huh. Exact de ziua domniei sale de naștere. Uh-huh. Deci la primele acorduri ale radio-televiziunii, ale orchestrei radio-televiziunii, când am auzit Hai Dunărea Mea, am zis la anul și noi vom avea copii care vor cânta Hai Dunărea Mea. Frumos, și așa frumos, a fost. Frumos, frumos. Da. Dar am înțeles că aveți și dansuri, nu? Sunteți... Nu, nu, eu nu. Însă în Ovidiu este o bogată activitate culturală, nu numai folclorică, mm-hmm. deci culturală, printre care dansurile, într-adevăr, mm-hmm. maestra incontestabilă Elena Dordea, da. Care se ocupă de foarte mulți copii, mm-hmm. cred că peste 100. Mm-hmm. Stați să ne înțelege, aveți da? 100 de copii de dansatori în Ovidiu? Da, 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 pe da? Grupe de vârstă, da, da, pe grupe de vârstă sunt, da, da, da. Cei mari cred că sunt deja profesioniști. E, uitați la fata asta frumoasă, știu eu. Ia să vedem noi acum, stați așa că întrebăm cu domnule Cociș, dar vreau să întreb pe domnișoara mică aici, așa când zice mie Bogdanela aceea, pe Cosmina, pe Mihăiță Puiule, da. Apropo, stimați telespectatori, să-mi salut și eu echipa mea, că uite la pupitul și la butoane acolo este Monica noastră și astrele ei fermecate, Monica Vasiliev, este Bogdanel, este Mihăiță Puiule, este Dan Dobrea de la avioane, de la Cugălinceanu de acolo și bineînțeles aici l-am pe Costel, și Andrei, așa că uite că uitați să-mi salut băieții mei, unul mai tânăr decât altul și unul mai frumos ca altul, că așa este Litoralul TV, n-avem ce să facem. Așa că avem aici pe Cosmina Dobrinaș. Cosmina, bună ziua. Bună și ziua. Bine veniți la Firicel. Tu ai mai fost la Firicel? Da. Ai fost data trecută? Da. Bă, dar de ce uita eu, măi? N-am voie să uit. Așa, și cum te-ai, tu cânti numai oltenește sau cânti și altă zonă? Nu, nu, cânt de și toate. Dobrogene, da. Am înțeles. Și ți-a fost greu să cânti oltenește? Nu. Nu. Dar nu. De ce nu ți-a fost greu? Fiindcă e foarte frumos. Îți place să cânti? Da, îmi place foarte mult să cânt. Folclorice. Dar doamna Coci, și când te-a pus să cânti oltenește, a insistat pe problema acolo că, nu? Am întrebat-o dacă îi place. Ia, da, a zis că da și a ieșit. Eu zic că a ieșit. Da. Normal. Mă, important este să vrei, că dacă vrei, obligate ți iese, ca în toate. Da. 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 Vreau să mă laud cu costumația domnișoarei. Da, frumos costum, da. Astăzi l-am primit de la o prietenă din copilărie. Este costum de 200 de ani. Era integru. Știți cum sunt oamenii mai nepricepuți, au vrut să facă din el o jachetică pentru un copil și l-a scurtat un pic, este așa, trebuie dat la refăcut, dar este extraordinar și de frumos și de autentic și de vechi. Da, da, da. Stimații telespectatori, vreau să vă spun că nu este deloc să formezi un cântăreț de muzică populară, să formezi mugurașii dobrogeni, mugurașii de la Ovidiu, care văzură dumneavoastră, unul mai frumos decât celălalt și unul mai talentat decât celălalt, dar toată munca s-a dus la doamna Elena Cociș, care... Doamna Elena Cociș, nu vă întrebai, cum îmbinați dumneavoastră catedra și cu lucratul particular, lucrul ăsta particular de laborator cu măi, măi, măi și of, cum împărțiți? Păi, nu știu cum să vă spun, mie nu mi se pare greu, mi se pare ceva firesc. Mi se pare ceva firesc. Ba, au fost condițiile de așa natură încât... Eu lucrez la școală în Ovidiu, se învață în două schimburi. Da, da. Unii sunt de dimineață, unii sunt după amiază, da. Și atunci pot face repetiții cu ei la o oră, de exemplu, la când începem școala, la 7, la 8. Uh-huh. Unde să-i adun? Nu pot să-i oblig pe domnii de la Casa de Cultură să țină deschis pentru noi. Da, da, și-i adun da, da. La mine. Uh-huh. Și acolo ne adunăm pe ploaie, pe vânt, pe furtună, uh-huh. pe soare.
vin întotdeauna, chiar dacă au fost, de exemplu, o săptămână în care nu i-am chemat, încep să sune telefoanele. Doamna, dar noi ce facem? Nu noi când cântăm? Ne adunăm, nu mai cântăm, da, nu mai învățăm nimic. Da. Și dumneavoastră ziserăți că mai aveți și mai mici ca ei, generație mai tânără mai ei ca ei, și tot la fel i-ați provocat pe zone diferite sau numai pe Dobroge? Nu. Deci împreună cântăm cântecele și fiecare după aceea simt vocea fiecăruia la ce merge mai bine. Și la Elena noastră, Cojocaru Ionescu, acolo la Arta Populară, deja i-ați dat elevi acolo? Cum să nu? Păi Andreea Nițu deja este absolventă, Nițu, da. Cosmina Dobrinaș și anul 3, Denisa Răchită anul 2, mm-hmm, și o să mai avem 3, 4, 5 bobocei. Frumos. Cum să nu? Cosmina Dobrinaș, ia zi-mi tu mie, tu când, cum ți-a venit ideea să cânți muzică populară? Te-a depistat doamna Elena Coci și acela la școală sau cânți în familie și te-a depistat de acasă și de acasă doamne cu cântecul la școală? Doamna Coci m-a depistat de la școală. Mm-hmm. Cum te-a depistat? Te-a auzit cântând? Nu, dânsa a făcut mici preselecții la școală, mm-hmm, și de acolo am ajuns aici. Da? Dar tu acasă, cu mama, cu tata, cu frații acolo acasă, ascultați muzică populară? Un idol al tău în muzica populară care a fost? Că normal că acum îndrăgești muzica populară dacă și tu cânti. Elena Ionescu, Cojocaru. Da? Da. Ia uzi, Elena Ionescu, Cojocaru. La mine când vii Elena Ionescu, Cojocaru, să fac și eu vorbe cu tine aici în platou și vin pe peniera ta de acolo, că tu ai soliști între soliști, așa că avem ce vorbi, Elenuțo, draga noastră. Te aștept aici la Firicelul. Cu dumneavoastră v-ar trebui vreo 10 emisiuni. Da, și da, fac Firicelul de vreo 3 ani și îmi promite că vine, dar și când o veni, cred că stă vreo 3-4 emisiuni, numai cu ea fac emisiunile, da, frumos. Da, Cosmina Dobrinaș, și ție ți-a plăcut mult de la Oltenia Mărioară de la Gorj asta, ce vrei tu să ne cânti nouă? Da. Uh-huh. Dar cântecul oltenesc mai știi? Deocamdată nu, dar de ce nu știi? Sper să învăț. Da? Da. Da, un cântec dobrogean știi? Da, foarte multe. Care îl știi tu cel mai bine? Păi multe. Multe, vreau unul, care îl știi tu mai bine? Ochișică, Dobrogeanca mea. Ia îngână-l tu puțin așa, cântem frumos așa, ușor așa. Ok, ia, haide. Foaie verde viorea, mult mi-e dragă Dobrogea, mult mi-e dragă Dobrogea, fiindcă m-am născut în ea, și eu și iubita mea, și eu și iubita mea. O cheșică, Dobrogeanca mea, când mă îngrădesc de cale, dragă-mi crește inima. O cheșică, Dobrogeanca mea, pe nimic în lume, dragă, eu nu m-aș schică. Da, frumos, felicitări, Cosmina. Vreau să eu așa să arătăm la telespectatorii noștri cât de talentat ești tu, pentru că n-ai nici emoții și se vede că lucrezi cu Elena Ionescu Cojocaru, pentru că ai tehnica de interpretare și doamna Coci și de acolo așa suflești dânsa de acolo, ici colea, acolo în coasa ta, dar ești frumos. Nu mă pot abține. Nu, păi normal, de formație profesională, intrați în gașca noastră, stimați doamna Elena Coci. Estimați telespectatorii, așa că eu vă spusei dumneavoastră că a noastră Cosmina Dobrinaș, sub munca de toate zilele a lui doamna Elena Cociș, ne cântă nouă Mărioară de la Gorj, și să vedeți ce frumos ne cântă nouă Cosmina Dobrinaș. Cosmina Dobrinaș pentru dumneavoastră toți.
Și eu nu te văd cu luna, și eu nu te văd cu luna, măriță cu ochi ca mura, puțea necuța bura. Da, stimații telespectatori, văzură-ți fu o mărioară de la Gorj și-mi crescu pipota într-un fel, că se cânta acolo mai și ofofof, de acolo de la Gorj, unde mă formai și eu ca interpret și ca virgulă cântător de muzică populară românească. Gorjul care mi-a rămas în suflet, îl port în suflet și îl cânt mereu, pentru că asta e menirea mea pe acest pământ. Domnule Elena Cociș, încă o dată felicitări pentru efortul care l-ați depus pentru a învăța această frumoasă melodie și ați scos-o și v-a ieșit. Mulțumim, mulțumim. Dacă vin aprecieri din partea dumneavoastră, da. Doamna Elena Cociș, ia fiți atentă la mine, hai să schimbăm puțin ritmul aici așa, da. Și vorbirea. Întrebarea la mine, răspund la dumneavoastră. Dumneavoastră, de ce nu cântați mei și ofofof? Cânt, dar pentru cu ei. A, cu ei. A, cânt, na, dar cu na, ei. Na, nu-i corect, nu-i corect. Eu vreau să am Elena Cociș invitată aici în Firicel, aici cu cântece, cu... E o provocare, este, niciodată nu-i târziu. Este, așa niciodată nu-i târziu. Notați-vă în agenda acolo, așa, și data viitoare ne întâlnim, stimați telespectatori, văzurăți că... zisă că vine, așa că, adică să pregătească, e o problemă, așa, ci... Da. Dar tu, Elena Cojocaru Ionescu, nu te gândi că ai să ai elevă pe doamna Elena Cociș, pentru că dânsa nu vine la școală la tine la ore, așa că te rog frumos să-ți trimite material didactic. Da. Nu, să știți, apropo de asta, mai am un proiect pe care încă nu l-am pus în aplicare, și dar pe care mi-a rămas aici, așa. Și ne spuneți? Da, de conspirație. Da. Vreau să fac și un grup de adulți. N-a mai fost de între, mult. Între și între ce vârstă? Nu contează. Nu contează? Da. Și... inclusiv Nea George Diț a zis că este foarte interesat de grup. Și să știți care voce. Cânte... Nea Gigi Diță când și matale. Păi cine ai spus, bre, că de când ne cunoaște acean la Firicel aici și matale? Nea Gigi. Sper să-mi permită timpul, să-mi ajute Dumnezeu, pentru că sunt câteva persoane care sunt interesate de ideea mea. Rămâne doar să un pic de timp îmi trebuie. Doamna Elena Cociș, să știți că v-ați gândit bine și o să dea și bine, pentru că ar fi două generații de cântec acolo la dumneavoastră în Ovidiu și cred că s-ar sincroniza într-un fel. Dar dacă v-ați propus, trebuie să vă iasă. Cum să nu? Și să configurați problema. Mă mai gândesc și la varianta cealaltă. Uitați-o pe Andreea Nițu. Uh-huh. Crescut deja, nu mai e Mugurel. Muguraș. Nu mai este. Așa, deci ea e floare în toată regula, da, și atunci e normal că... Mie și Cosmina Dobrinaș după ea la da, fel. Da, cresc și ceilalți. Am mai avut foști copii, acum sunt tineri, care au zis, nu vă supărați, nu mai sunt am crescut prea mare. Ca să mai fi un Muguraș și vreau să fiu floare de acolo. Da. Ce vreau să vă mai întreb dumneavoastră, este adevărat, ați muncit cu ei, munciți cu ei, depuneți efort, nu este deloc ușor, vă susțin pe idee și pe munca dumneavoastră acolo, pentru că știu ce înseamnă să formezi un interpret, dar când vine vorba de repertoriu, că dumneavoastră mergeți cu ei cu siguranță și în concursuri, festivaluri repertoriu, cum îl luați, culegeri, de unde aveți, cum faceți să le formați repertoriu? Pentru că ați văzut, există la un moment dat o disensiune între cântecele dobrogene, ăla cântă, tot pe aia. Și vreau să le personalizați puțin, să înțeleg că o parte preia repertoriul regretat Elena Roizen, că domnul Roizen e de acord și e foarte deschis când se cântă corect și bine ca cineva să ia un cânte de Elena Roizen. Dar așa în general, pentru că aveți mulți mugurași. Nu toți, nu cu toți mergem în concursuri, deocamdată, da. Cu cei mai, nu neapărat mai vechi, cu cei mai puțini emotivi, că sunt copii care sunt foarte talentați, dar nu pot apare în concurs. Când știu că e spectacol, dar când e vorba de concurs, sunt emoțiile atât de mari încât clachează. În plus, repertoriu, am cerut permisiunea și
am obținut permisiunea doamnei Elena Chirică să-i cântăm din cântece. Da, mai ia, mulți, mai mulți interpreți, având în vedere că suntem copii, ni se permite. Și știți cum, în funcție de negativele care le am, pentru că, vă dați seama, nu ne permitem să ne comandăm. Dar totuși, la Ovidiu, aveți ceva forță logistică, artistică acolo. Da. Aveți în sensul că aveți taraf acolo. De ce nu mobilizați acolo la nivelul dumneavoastră și, bineînțeles, de la ei pentru dumneavoastră, fără obiecții sau alte chestii, să vă ajute și să facă negative pentru acești copilași? E o idee, să știți, este o idee foarte bună. Pe urmă, eu cunoscându-l pe Gigi Scarlat, care a cântat cu el o viață, da, știm, el da. Este foarte deschis la chestia asta, știu, dar solicitații, încă n-am, da. Nu solicitați chestia asta, mea culpa, și faceți niște negative, că Gigi are lângă el orchestra de țambar, are tot tradițional, și undeva pac, și uite așa, iese un negativ frumos pe fiecare copilaș în parte, și atunci încep și ei să se personalizeze într-un fel sau altul și pe urmă mai implicați și câte un lăutar de acolo, de la odată mirosindu-l pe interpret, îi dă o melodie, îl mai personalizează acolo și niște mărunțișuri din ăștia, înțeles? Da. Dar punctară-ți Elena Chirică. Elena Chirică este interpretă, da? Da. Ea ce cântece vă dă din creația ei sau cum? Că n-am înțeles aici. Da, de exemplu, Cosmina Dobrina și în concurs și în spectacole a cântat Struguraș de Poamă Bună. Cântec din repertorul domniei sale, pe care ne-a lăsat cu dragă inimă să-l interpretăm. Cum să nu? Noi am avut negativul și atunci, cum să nu? V-a dat ea negativele ei? Nu. L-am obținut, știți cum e. Dacă eu am 3 negative, le împrumut sau facem troc. Mai dă cineva măcar 2 și tot e bine. Eu dau 3 și îmi dau 2. Și am făcut 5. Din 5 am făcut 10 și așa mai departe. Doamna Elena Coci, să știți că cu schimbul ăsta mi-aduc aminte că la început, stimați telespectatori, când a apărut acest virtual plin de nebunie numit internet, nu știam nimic și mă băgai și eu acolo și mai venea unul altul și trebuia să dai acolo împrumut la cineva care nu-l cunoști, bineînțeles, și luai ceva împrumut. Și eu am dat și eu ceva împrumut acolo, dar numai bine că bătaia care a vrut să o iau pe urmă, numai eu știu de la VVT acasă, că de asta se întâmplă când nu știi și nu cunoști, dai tot ce găsești în calculator acolo, fără să te uiți ce dai. Dar e frumos și trocul ăsta cu ce dumneavoastră, dar trebuie să aveți o deschidere mai mare, adică ei să aibă interpreții din Dobrogea spre dumneavoastră ca... cum să zic, instituție, ca organizație, ca un ca o fundație de folclor Elena Roizen, ca așa ceva, cred că aceea a intrat dumneavoastră, și să colaborezi dumneavoastră, să vă dea negative, să sprijine tânăra generație, pentru că ar trebui. Da. Să sperăm. Da. Acum. Așa, și pe urmă dumneavoastră, stimată doamna Elena Coci, ești promisără că anul ăsta ați venit la Firicel cu Dor de Cântec Românesc personalizată cu niște melodii populare? Nu știu dacă e chiar anul ăsta. Încercăm. Încercați? Zisărăți. Da. Și dacă veniți la Firicel, cu ce veniți? Cu Dobrogea sau veniți cu altă zonă folclorică? Acum trebuie de toate, că nu-mi permite, că suntem aici. Stați că, deci încă nu m-am gândit, deci am promis. Acum o să vedem ce iese mai bine. Ei, vă sfătuiți cu a dumneavoastră prietenă, colegă, doamna Siminița Boierița, și vă spune dânsa, bine faci, dar să nu apuceți să-mi povestească, doamna Boierița, dumneavoastră veniți să povestiți că aveți talent la narațiune, aveți talent să povestiți și știți și cunoaște, așa că încă o dată vă mulțumesc pe această cale, că ați văzut, dacă urmăriți emisiunile mele, doamna Boierița nu lipsește din emisiunea mea și vine și se pliază pe fiecare interpret. Dar mi-a plăcut o singură dată a fost o chestie când a ridicat solista și când a dat cu ea de sus, vai, da, ce frumos a făcut, da, a făcut frumos. Doamne, Elena Coci, eu vă mulțumesc pentru că ați contribuit la Firicelul cu Dor de Cântec Românesc pe această zi frumoasă de septembrie 6 și să vedem în continuare, avem iarăși 2 cântecele frumoase, normal, care sunt ce? Un trandafir roșu bătut. Trandafir roșu bătut din repertorul Elenei Roizen și Dobrogea Mândră Grădină, Elena Ionescu Cojocaru. Iar noi vă mulțumim că ne-ați onorat cu această invitație. Suntem foarte mândri că suntem la dumneavoastră și oricând cu plăcere. Și vă aștept cu drag.
Cum să nu? Stimați telespectatori, ce să vă zic, dacă Bogdanel este aici grămadă pe mine să-mi iau și la revedere, trebuie să-mi iau la revedere, că știți dumneavoastră când așa este. Eu mi-au la revedere dumneavoastră, începui să mă bâlbui pentru că mă bâlbui sub o incertitudine de a lua la revedere. Nu uitați că unde există cântec popular românesc, există frumos dragoste și viață și ne întâlnim sâmbăta viitoare tot la 18:30, adică la 5:30 după amiază aici la Litoral TV. La revedere și o noapte bună și liniștită, dar rămâne să urmăriți două cântecele frumoase cu Mugurașii de la Ovidiu.